Ploieștenii vor plăti în primele trei luni ale anului 2023 același preț local de referință pentru gigacalorie, respectiv 186,97 de lei gigacaloria fără TVA. Pe ordinea de zi s-au aflat de altfel două proiecte de hotărâri, ambele având ca obiect menținerea prețului local de referință la agent termic, dar și acordarea de subvenție. Unul dintre proiecte, inițiat de primarul municipiului Ploiești, Andrei Voloseviș, viza menținerea prețului local de referință și acordarea de subvenție pentru perioada 1 ianuarie 2023-30 aprilie 2023, însă a fost retras de pe ordinea de zi. Celălalt proiect, inițiat de consilierii locali PNL, care de altfel a și trecut la vot, a vizat ca prețul local să se mențină la același nivel și să se acorde subvenție pentru perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2023. Dezbaterile, care au durat aproximativ o oră pe această temă, nu au fost lipsite de tensiuni. La comparând cu anul trecut, în perioada iernii, se consumă între 60 și 70.000 de gigacalorii pe lună. Deci, o să subvenționăm? Subvenția este 418 lei fără TVA. Subvenția este 418 lei și noi o să subvenționăm între 60 și 70.000. Ce impact bugetar are această subvenție? Între 25 și 28 de milioane pe lună, adică noi din bugetul primăriei. În momentul ăsta, noi ne asumăm că o să plătim între 25 și 28 de milioane, de 5 și 6 milioane de euro pe lună, nu mai. Adică 30 de milioane de euro într-un sezon. Nu știu, ați găsit și sursele? Deci când ați am plecat și ați spus, să lăsăm. Ați găsit și sursele de unde vom pune acei bani pentru subvenție? Că trebuie să ajutăm populația, nu există dubiu. Populația va trăi foarte greu pe ceea ce se întâmplă vis-a-vis de niște lucruri care sunt independente de noi. Cu cât se produce acum o gigacalorie? 1200 de lei. Da, ca să știți, nu... Că noi avem obligația din bugetul local care zici că e al nostru, nu e al nostru. Este dat prin taxele și impozitele ploieștenilor. Deci trebuie să-i ajutăm. Dar va fi foarte complicat, domnul consilier, și aveți dreptate. Foarte complicat. Dar eu nu văd altă soluție pentru oameni care trebuie să încălzească. De altfel, consilierul local PSD, Robert Vâscan, a solicitat ca pe viitor să fie găsită o formulă pentru ajutarea nu doar a ploieștenilor care locuiesc la bloc, ci și a celor care locuiesc la case, la rândul lor plătitori de taxe și impozite locale.